Dată cu accidentul feroviar de la Gala se cere din nou capul ministrului transporturilor, șeful USR Cătălin Drulă îl acuză pe Grindeanu că a semnat două ordine de ministru prin care a permis trenurilor cefere călători să circule fără revizii și fără reparații. Deputatul Cătălin liderul USR, susține că două ordine de ministru al transporturilor au amânat cu șase luni termenele de reparații planificate și revizii generale la vagoanele CFR Călători. În luna martie, Sorin Grindeanu a sabotat siguranța feroviară cu bună știință. Două ordine de ministru au amânat cu șase luni termenele de reparații planificate și revizii tehnice generale la vagoanele CFR Călători. Practic, Grindeanu a certificat prin semnătură că trenurile cu pasageri pot circula și fără reparații și revizii, a scris Cătălindrulă pe Facebook. Liderul USR susține că în perioada în care era la Ministerul Transporturilor, el a refuzat să semneze un ordin de acest gen. Am avut și eu pe masă când eram ministru un astfel de ordin. A fost în consultare, dar am refuzat să-l semnez. Am pus pe primul loc siguranța călătorilor, conform legii. Grinda nu a avut nicio reținere să semneze așa ceva doi ani la rând și să pună în pericol viața oamenilor pe calea ferată, a continuat Cătălindrulă. De asemenea, președintele USR acuză că gestionarea căilor ferate de către Sorin Grindanu nu este dezastruoasă pe toată linia. Din cele 400 de milioane de euro pe care le-am pus în PNRR pentru material rulant, locomotive și vagoane, niciun euro nu a fost tras până astăzi. Iar pierderile CFR călător prevăzute pentru 2023 sunt colosale, 1,1 miliarde de lei, de peste patru ori mai mari decât în 2021. Singurul lucru care i-a reușit a fost politizarea extremă. Totul e împărțit pe culori, PSD și PNL, roșu și galben, și devalizarea companiilor de stat din feroviar, a mai afirmat Cătălin Drula.